și bine ați revenit pe acest canal! Astăzi am pentru voi un clip mai special, de fapt foarte special, cel puțin pentru mine. Am un swap pentru voi, un swap cu o persoană foarte dragă mie pe care o urmăresc și la rândul ei mă urmărește. Este vorba de Ralu M și o să vă las în link, în cutiuța cu descrieri, link către canalul ei, să puteți să vă duceți și la ea pe canal să vedeți ce lucruri minunate face. Și o să vă arăt coletul. Cam așa arată, nu o să vi-l arăt așa, că avem aici adresele. A venit un pic rupt aici, dar e normal, cred că și al meu o să ajungă tot la fel, pentru că ne-am trimis prin poșta română și se mai întâmplă. Cert este că cutia este în stare bună, deci nu contează ambalajul. O să pun pauză să desfac cutia, am vrut să vă arăt așa întreagă și o să revin. Am desfăcut și cutiuța și cam așa arată în interior. Asta este un swap de iepuraș, așa l-am numit noi. Așa că o să citesc scrisorica pentru mine. Așa mi se pare cel mai ok, așa am scris și eu câteva rânduri și sper să-l citească tot pentru ea. Nu știu, mi se pare că sunt niște lucruri pe care să le citim pentru noi, așa, să fie pentru noi. Te pup, Ralu, și eu. Și doresc și o primăvară frumoasă și un Paște cât mai fericit. Multe împliniri și multă, multă sănătate. Cred că asta este cel mai important. Și acum o să-i dau drumul și o să încep cu produsele. Raluca mi-a spus că nu a numerotat. Eu cred că le-am numerotat, dar n-am scris ceva despre ele, doar le-am numerotat și atât. Așa că o să încep cu cutiuța asta mare, care ce vreau să fac este că ce aș vrea să fac este să ghicesc ce am aici. Și eu cred că aici ar fi o cană sau ceva, nu știu, mă gândesc. Așa că o să o desfac, o să vă arăt că mi-am făcut și unghiuțele. Așa că sunt ascuțite, n-am mai luat nicio forfecuță, nimic din greșeală n-am luat, că... Haideți să vedem ce... Wow! A, ceva drăguț, foarte, foarte, foarte drăguț! Măi, ia uitați! A, nu știu! Cred că este o lumânare! Vai! O să pun aici ambalajele! Ce super, bă, este cu un abajur super, super! Cred că este de la Pepco și eu n-am văzut-o. Bine că nici nu am fost de curând. Superbă! Deja să o scot, dar nu știu dacă reușesc. Nu, cred că o să o desfac după. Aici vine abajurul ăsta ca și cum ar fi o lustră. Super, super frumoasă. Chiar îmi place mult, nu cred. Și merge cu ce mai am eu pe aici prin casă, cu decorul de prin casă. E superbă, îți mulțumesc mult! Chiar o să fie super în sfrageria mea. O să fie superbă, pur și simplu. O să-ți fac niște poze după ce o să pun, să vezi cam ce și cum. Mai departe, sper să-mi primim cea de-a doua cutiuță, pachetel, cutiuță. Wow! Stați așa să desfac și imediat vă arăt. Aici este ceva pentru băiețelul meu și imediat vă arăt și ce. Sunt niște ciocolățele din astea pe care băiețelul meu le ia ori de câte ori mergem în Penny, parcă să zic că le-am văzut. Aici avem un iepuraș de la Heidi și o să desfac. Ia uitați ce drăguț este. Super, super, cred că este și delicios. Ți-am pus și eu un iepuraș, acum sper să... Cred că dau spoturi dacă n-ai filmat încă. Dar oricum o să postăm în aceea zi, deci nu este nicio problemă. Ți-am pus și eu un iepuraș, sper să nu se fi stricat sau să se fi spart. Și acest parfumel de la... Mickey Mouse Disney de la Oriflame la 100 ml. O să-l încerc să văd și eu cum miroase. O să pun astea aici. Cu siguranță o să bucure de el. Nu este acasă că l-aș fi chemat să-i vedeți reacția. Super! Miroase foarte, foarte bine. Îți mulțumim mult pentru el. Cu siguranță și el o să-ți mulțumesc. Am aici un al treilea. Cred că nu o să le mai zic care este al doilea, al treilea, că o să le uit. Da, am aici un alt produs. Sper că pot să le desfac și pe ale mele. Mă tot gândeam că am pus cam mult scotch și nu prea mă pricep la împachetat ce-i drept și sper să fie ok. Dar am zis că mai bine să fie protejate decât să pătească ceva. Avem un shower gel. Deci gelurile astea de duș și spumantele. Știu că îmi plăceau super mult de la ei, dar de mult nu mai comand la ei, așa că nu le-am mai avut. Și asta este cu afine și... Sau mă rog, cred că... zmeură și ceva, ca să nu zic altceva, să nu zic prostii. 720 ml, super, super fain, chiar îmi place mult. Și să vedem și cum miroase, că asta mă interesează. Vai, și arată ca un jeleu. Ia uitați. Super, ăsta sigur o să-i placă și soțului meu.
Și are 720 de mililitri, deci asta îmi place maxim. Chiar mă bucur că mi-ai pus produse Avon, eu nu am mai comandat de mult de la ei și chiar mă bucur. Mai departe, mai am aici, cred că o cremă de mâini, mă gândesc după formă, nu știu sigur. Haideți să vedem ce e aici. De la Oriflame. Da, o cremă de mâini pe care eu am vrut să o comand, dar n-am comandat-o. Are 75 de mililitri, Love Letter Hand Cream. O să o desfac puțin să o încerc. Sunt curioasă cum miroase. Mă dau și cu cremă de mâini cu ocazia asta. Nu prea folosesc des cremă de mâini, dar acum, după perioada asta, curățenia prin casă, chiar am nevoie. Miroase super bine. Chiar mă bucur că am primit-o. Îți mulțumesc mult și pentru ea. Cu ocazia asta o să o și folosesc. Mai departe, am aici ceva rotund. Pare că e o cremă, mă gândesc. O cremă de la Oriflame, poate? Da, am găsit să reprezentant Oriflame. Ar fi fost urmea să nu găsesc. Dar și este crema, una din cremele mele preferate. Giordani Gold Esența, 250 de ml, deci asta e superbă, vă super recomand, îmi place mult și mie. O folosesc, parfumul nu l-am avut, dar folosesc foarte des deodorantul și spray, mi se pare că mă protejează atât de bine și când pur și simplu ridic mâna, mirosul deodorantului persistă, chiar e super, super fain. Și asta îmi place mult, îți mulțumesc pentru ea, draga mea. Și mergem mai departe. Haideți să vedem ce... Mă gândesc că e un parfum. Sigur este un parfum, de la Oriflame, mă gândesc. Ia să vedem. Da, și îmi place mult ăsta, tot puțin că am prea multe cutii aici. Este Woman's Collection Innocent White Lilac. Deci miroase super, super bine. Asta nu îl desfac, deoarece am foarte multe parfumuri desfăcute, dar știu că l-am avut și mi-a plăcut super mult și clientele mele știu că atunci când era în catalog nu prea l-am văzut în ultima perioadă, parcă le-am văzut variantele celelalte. Știu că l-am avut pe comandă de mai multe ori pe ăsta și îmi place mult. Este o apă de toaletă și are 50 de mililitri. Și mergem mai departe, mai am aici produse. Ia să vedem. Ăsta cred că este, mă gândesc, este un gel de duș. Cred că este cel pe care l-am comandat. Nu, m-am înșelat. Credeam că este de la Oriflame. Este de la Balea din DM. Deci ăsta mai nimeri maxim cu el. Stai să vedem și ce este, că nu știu exact. Balea, gel duș, ulei pentru piele uscată. Deci super. N-am încercat niciodată un astfel de produs. Plus că eu nu prea ajung la produsele astea din DM, marca asta Balea. Și de multe ori am rămnit la multe chestii din gama asta de la Balea, însă n-am reușit să ajung la ele. Miroase foarte subtil, așa, dar foarte, foarte plăcut. Chiar mă bucur mult. Deci ăsta mi se pare super, super fain. Chiar mă bucur că mi l-ai trimis și îți mulțumesc din suflet. Nu l-am încercat și mă bucur de fiecare dată. Cred că am primit tot așa într-un swap ceva de la Balea și mi-a plăcut super mult. Un gel de duș sau ceva. Nu mai mi-aduc aminte, dar știu că mi-a plăcut foarte mult produsele astea. Produsul pe care l-am încercat eu de la Balea. Mergem mai departe. Și mai am acest produs pătrățos, așa. Cred că este, da, o cremă de față, mă gândesc. De la o cremă de față, nu, capsule. Sunt capsulele acelea de la Novage. De fiecare dată m-am tot gândit să le iau, dar uite că nu le-am luat. Sunt 30 de capsule. Haideți să le desfacem să vedem ce și cum. Cam așa arată și în interior. Dar să citesc despre ele mai exact ce fac, că nu știu. Super, vai ce elegant arată. Se asortează cu bluzița mea. Foarte, foarte faine. O să citesc să văd ce și cum, că nu prea știu așa multe. Chiar mă gândeam că de aici încolo ar trebui să-mi iau niște creme mai profesionale, mai ceva mai bune. Nu am pus așa accent foarte mult pe creme scumpe, dar ar trebui să pun de aici încolo, pentru că am 28 de ani și de aici încolo ar începe. Deja au început să apară câteva riduri. Nu știu dacă se vede pe cameră, însă deja fac o rid de expresie, de un rid aici, așa că da, ar trebui. Nu știu ce să vă zic despre ele, nu le-am încercat, nu am nicio părere, însă
abia aștept să le încerc și o să vă spun ce și cum, care este efectul lor și chiar mă bucur mult că mi le-ai trimis. Nu mă așteptam la astea, chiar nu mă așteptam. Mai surprins. Mai departe, am și aici o cutiuță mare, dar zic să o las la final, nu știu exact, chiar nu-mi dau seama ce este. Și am luat această cremă, zic, nu știu, cremă de unguș. Vaie, da. Este o cremă de corp, body lotion, de la Avon, de la parfumul Rare Pearls. Mie îmi place super, super mult. Îmi place parfumul Rare Pearls de la Avon, Premier Lux și cred că... nu-mi dau seama cum se numește, incandescens, incandesans, ceva, parfumul acela. Astea sunt parfumurile mele preferate, top 3 parfumuri Avon. Și mă bucur mult că mi-ai trimis crema asta de corp. Are 150 ml, deci o să-mi ajungă ceva. Haideți să o și miros, că dacă tot... Deci miroase super. Mă bucur mult, chiar mă bucur mult că mi-ai trimis crema asta, e super. Chiar mă bucur de ea. Și mai departe mai am aici două produse, o să vi-l arăt pe ăsta mic, iar după o să trecem la cel mare. Haideți să vedem ce avem aici. Să nu-mi dau seama. O cremă de noapte. Overnight Facial Lift de la Dirty Works, ceva de genul, parcă zic că am mai auzit. Haideți să vă arăt și cum este. Este o cremă, dar cred că o cremă de față, dacă e o cremă de noapte, da. Ceva pentru riduri, deci chiar mă bucur că am primit-o, că sper să mi se potrivească. Chiar nu am auzit, așa, parcă să zic că asta, Dirty Works, parcă îmi sună cunoscut firma asta, dar nu știu ce să vă zic, că n-am mai folosit, dar mă bucur mult că mi-ai trimis și mă bucur de fiecare dată când primesc produse de-astea care, gen, nu le-am încercat, nu știu nimic despre ele, chiar mă bucur. Și avem aici ultimul produs și cutiuța este goală. Nu știu ce este, dar mă gândesc că este... Nu vreau să zic că nu știu ce este, de ce să nu prostit. Este ceva... Vai... Imediat vă arăt și ce este. Ia uitați. Cred că este o ramă, că așa vine, deci este o ramă care se pune pe perete, așa ating eu să cred. Vai, dar cât de frumoasă este. Deci aici în bucătărie o să vină super sau în sufragerie, pe hol. Deci e superbă. Eu așa zic că este. Haideți să o desfac, că oricum sunt mega curioasă să văd ce și cum. Deci trebuie să... Dacă nu rup unghiile. Haideți că am reușit să-i dau și... Să-i dau folia asta jos. Deci e superbă, superbă. Eu zic că este de decor, adică sigur este de decor. Deci arată superb. Ia uitați. Și pe nopieră undeva cred că ar veni bine, dar eu o să o pun cel mai sigur pe o nopieră în sufragerie. Deci arată superb. Ia uitați cât de frumoasă este. O ador pur și simplu. Îți mulțumesc din suflet. Deci chestiile astea două sunt superbe. Deci le ador pur și simplu și văd că ai, cred, bănuiesc că le-ai luat să fie așa în aceeași notă. Și mă bucur mult, deci îl super apreciez, mi se pare superb, îți mulțumesc din suflet pentru asta, Ralu, și te pup eu, că nu mai știu să vorbesc, îmi cer scuze, sunt super încântată. Da, vreau să îi mulțumesc cu ocazia asta, îi mulțumesc din suflet că mi-a trimis toate lucrușoarele astea minunate, sunt super încântată, vreau să spun asta, sunt super încântată de swap-ul ăsta, mă bucur că l-am făcut și mă bucur că am decis să discutăm, să facem un swap, sper și pe viitor să mai colaborăm, îmi cer scuze din nou, nu știu ce am. Vă doresc un Paște cât mai fericit, sărbători fericite, un an nou frumos, o primăvară frumoasă, tot ce vă doriți voi. Vă pup, te pup și pe tine, Ralu, și sper să rămânem prieteni în continuare. Vă pup și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!